Asta este donația ultimilor proprietari, familia Papadopol, familia de medici Papadopol, statului. Deci ei au cumpărat-o când familia Eminovici era în dificultate financiară și au ales să o doneze statului, iar noi Memorialul Ipotești, am transformat-o într-un spațiu de vizitare, așa, într-o casă rustică, cele două camere, le-am pus noi așa, le-am organizat în antiteză. În dreapta o să vedeți cam cum trăia Raluca, fiică de boier, cu pian și celelalte obiecte aferente, și cum trăia tatăl Gheorghe, provenit dintr-o familie de țărani, la fel cu obiectele respective. Aici, Tilda, popular, cu soarele, sumba. Oaleul cele, tigăi, felinarul vechi, putinică, oale, pietre de moară. Da, și stilul, pare, ăla, cel vechi. Da, nu. Așa ca o coroană vechească. Da. Acum, dumneavoastră, intrați, vizitați, unde doriți, la boier sau la... Să la boier. Am mai văzut așa, la cuza.